Bună ziua și bine v-am găsit! Vă propun în acest material să parcurgem împreună pașii rezolvării unei probleme cu mai multe operații. Pentru a rezolva o problemă de matematică, parcurgem următoarele etape. Citim cu atenție enunțul problemei pentru a înțelege toate cuvintele și toate datele problemei. Scriem datele problemei și gândim calea de rezolvare pornind de la ceea ce se cunoaște pentru a obține răspunsul la întrebarea problemei. Întocmim planul de rezolvare. Stabilim și scriem operațiile corespunzătoare fiecarei întrebări din planul de rezolvare, apoi efectuăm calculele. Suplimentar, putem realiza următoarele activități. Verificăm soluția problemei. Scriem problema sub forma unei expresii numerice și o rezolvăm. Rezolvăm problema într-un alt mod, dacă este posibil. Să citim cu atenție următoarea problemă. Bunica are șase găini și de două ori mai multe rațe. Câte păsări are în total? Scriem datele problemei. Am aflat că bunica are găini și rațe. Știm câte găini sunt, dar nu știm numărul rațelor. Pentru a afla câte păsări are, ar trebui să cunoaștem și numărul rațelor. Întocmim planul de rezolvare a problemei. Formulăm prima întrebare astfel. Câte rațe are bunica? Scriem operația corespunzătoare informației are de două ori mai multe rațe. 6 ori 2 egal 12. Acum știm că sunt 6 găini și 12 rațe și putem afla numărul total de păsări. Scriem a doua întrebare, respectiv întrebarea problemei. Câte păsări are în total? Scriem operația corespunzătoare. 12 plus 6 egal 18. Bunica are în total 18 păsări. Scriem răspunsul. Am spus anterior că suplimentar verificăm dacă am rezolvat corect. Din numărul total de păsări scădem numărul găinilor. 18 minus 6 egal 12. Obținem numărul rațelor. 12 este de două ori mai mare decât 6. Putem scrie o expresie numerică pentru această problemă și anume 6 ori 2 plus 6. Să rezolvăm o altă problemă. O citim cu atenție pentru a înțelege toate datele. La o fermă sunt 20 de animale, cai și vaci. Un sfert sunt vaci. Câți cai sunt? Scriem datele problemei. Știm că la fermă sunt două feluri de animale, cai și vaci. Știm numărul total de animale și mai știm că un sfert din numărul total reprezintă vacile. Vom afla câți cai sunt. Întocmim planul de rezolvare. Pentru a afla numărul cailor, trebuie să știm mai întâi ce număr din total reprezintă vacile. Formulăm prima întrebare astfel. Câte vaci sunt? Știm că un sfert înseamnă să împărțim un număr la 4, așa că scriem operația corespunzătoare: 20 împărțit la 4 calculăm 20 împărțit la 4 egal 5. Putem afla acum câți cai sunt. Scriem a doua întrebare, care e chiar întrebarea problemei. Câți cai sunt? Scriem operația corespunzătoare. Din numărul total de animale scădem numărul vacilor. 20 minus 5, calculăm, sunt 15 cai. Suplimentar, verificăm dacă am rezolvat corect. Adunăm numărul cailor cu cel al vacilor. 15 plus 5 egal 20 de animale. Scriem o expresie numerică: 20 minus 20 împărțit la 4. Rezolvați singuri următoarea problemă. Urmăriți etapele prezentate în acest material. Opriți filmul și scrieți rezolvarea pe caiet. Apoi porniți filmul și verificați-vă. Verificați rezolvarea problemei. Pe data viitoare